Mai departe, un copil cu două ADN-uri la două laboratoare diferite, două plângeri penale depuse pe numele experților INML fără rezultat și 15 ani de așteptare. Este povestea unei mame care susține că bărbatul cu care ar fi făcut un copil în 2005 refuză să recunoască paternitatea, iar probele INML care îl susțin pe acesta ar fi fost compromise, mai spune femeia. Alături de un nou avocat, mama vrea din nou să meargă în instanță. Aceasta a făcut și o contraexpertiză ADN la un laborator din Statele Unite ale Americii, iar genetica fetei a ieșit cu totul diferită de cea de la INML, lucru care, spune femeia, îi întărește convingerea că probele ar fi putut fi compromise. O relație destul de bună, să spun așa, până în momentul în care am decis să se nască copilul în 2005. Situația a fost la modul că momentan nu este pregătit să recunoască copilul. Femeia care a dorit să-și păstreze anonimatul mărturisește că atunci a început calvarul. Dovedirea paternității a inclus expertiza INML, iar la prima probă, cea serologică, probabilitatea a fost de 70%. Apoi a urmat celelalte etape. Conform procedurii se recomandă pentru creșterea probabilității de adevăr examenul HLA. Acest răspuns l-a exclus de la paternitate. Firesc, am cerut ADN-ul. Acest răspuns l-a exclus de la paternitate. Mama a mers mai departe și a descoperit că în două laboratoare diferite, copila nu avea același ADN. După ce a pierdut în instanță procesul prin care cerea dovedirea paternității, femeia a depus două plângeri pe numele experților de la INML și a cerut redeschiderea dosarului. Acest lucru nu s-a întâmplat. Mama copilei a făcut și o contraexpertiză la un laborator din America, iar ADN-ul copilei reieșit în acel laborator a fost diferit de ADN-ul rezultat în laboratorul din România. Ne explicăm de ce nu au luat în considerare inclusiv aceste teste separate care provin de la o instituție din America. Suntem în lucru pe o plângere penală care vizează de fapt o probă ADN poate fi compromisă în multe feluri, dar cea mai obișnuită situație este contaminarea cu germe microbieni. Acești germe microbieni pot să provină de pe mâna celui care prelevează proba. Într-un răspuns pentru Antena 3, Institutul Național de Medicină Legală își păstrează ferm poziția și spune că a respectat toate regulile atunci când a făcut testul ADN. În cuprinsul expertizei se prezintă metoda de analiză, respectiv extracția ADN, analiza amplificării genice, vizualizarea și identificarea produșilor de reacție. Este prezentat și tabelul cu genotipurile obținute corespunzând celor trei persoane analizate, conform cărora se exclude paternitatea față de persoana masculină investigată la INML București.